Așteptăm Paștele, da. Ruxandra Hurezan este publicist și jurnalist. La mai multe publicații a lucrat, Hot News, acum cu noi la Press Hub, jurnalist la Press Hub. Domnul inspector Hadrian Arion, în capătul mesei, și domnul Alexandru Laszlo, da, scriitor și publicist, cam aceștia suntem, profesorii de la liceele cu care Institutul Elie Wiesel a colaborat, mă refer la Liceul George Barițiu și la Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz, cât și la Liceul Teoretic Onisifor Ghivu. Și vreau să spun că mă bucur foarte mult, foarte mult ne bucurăm că în acest proiect este implicat Liceul Special pentru Deficienți de Auz și că sunt alături de noi elevii de la acest liceu. Și acum, Ana Bărbulescu. Vă spun și eu bună seara. Voi începe prin a mulțumi tuturor celor care au lucrat cu noi în acest proiect. Am avut trei grupe foarte speciale de elevi, de la fiecare am învățat câte ceva. Am primit într-un final scenarii din care ne-a fost destul de greu să alegem, pentru că erau foarte multe idei bune acolo. Sper să vă placă expoziția, după ce terminăm aici, ieșim în stradă și ne vom uita împreună la ceea ce a ieșit până la final și vom oferi diplome tuturor celor care au participat la acest proiect. Domnul Marius Cazan, pasați. Mulțumesc! Deși mare parte a celor din sală cunosc detalii despre proiectul la care au muncit și pentru care ne-am strâns astăzi împreună, cumva să ne bucurăm de rezultatele muncii voastre, ținând seama de faptul că printre voi sunt și persoane care nu cunosc detalii despre proiect, ținând seama de faptul că, așa cum spunea doamna Guset, nu se transmite, se transmite live și să sperăm că întâlnirea noastră de astăzi va fi văzută, ascultată și de altcineva. Poate că e important să spunem două vorbe despre proiect, despre ce ne propunem noi să facem cu proiectul acesta. E important să spunem că se întâmplă acest eveniment într-un moment rotund, în luna mai-iunie anului 2020. Cumva am încercat să programăm vernisajul expozițiilor în această perioadă din an pentru a marca cumva și noi și a pune așa un punct pe harta aceasta plină de momente de comemorare în această perioadă din an. Și noi încercăm cumva să propunem un alt tip de eveniment, și anume expoziție de bandă desenată. Expoziție de bandă desenată care pleacă de la realități din timpul celui de-al doilea război mondial și din timpul perioadei interbelice, realități ale comunităților locale, destine, fie individuale, fie de grup, ale comunităților de evrei din Ardealul de Nord, în cazul Clujului, și unul dintre panouri, dintre cele 8 panouri, ilustrează și o poveste mai puțin cunoscută
în România de astăzi, și anume deportarea romilor în Transnistria în 1942, și se întâmplă și aici, departe de acel teritoriu despre care societatea românească de astăzi știe foarte puțin, Transnistria din timpul celui al doilea război mondial, chiar și aici, din actualul județ Cluj, au fost deportați câteva sute de romi, s-au alăturat cumva unor garnituri de tren care în toamna lui 1942 au adunat mii de romi de pe tot teritoriul României. Despre întâlnirile noastre și să creștem gradul lor de cunoaștere. Ruxandra Hurezean, care este jurnalist, a scris despre povești cumplite, teribile, întâmplate aici, la Cluj, și o invit pe Ruxandra să vă povestească despre aceste grozăvenii care s-au întâmplat aproape de noi. Aproape de voi. Mă bucur că sunteți aici. Mă bucur că sunteți aici, vă mulțumim că ați venit. Poveștile sunt într-adevăr emoționante, tulburătoare, însă aș vrea să vă uitați la ele ca la povești de viață ale unor oameni ce trăiesc printre voi, lângă voi. Eu am să vă vorbesc astăzi despre Olga Lengel, care a trăit aici în Cluj, pe strada Crișan, astăzi, Cun se numea strada când era ea acolo. Eu nu am știut despre povestea Olgei Lengel. Eram jurnalist de vreo 20 de ani în acest oraș, dar nu știam despre ea. Mi-a atras atenția un domn de la Timișoara, care urmărea știrile legate de artă. Și dânsul văzuse în presa din America, de la New York, văzuse un anunț cum că America repornea un proces împotriva Cubei pentru revendicarea tablourilor Olgei Lengel. Și mi-a trimis un link, astfel încât am aflat că Olga Lengel este un personaj care aparține acestei comunități, Clujului. Din păcate a murit în 2001, dar asta nu înseamnă că nu o simțim cumva contemporană cu noi. Povestea ei este tulburătoare, dar în același timp pare foarte vie și prezentă în contemporaneitate. De ce? Pentru că a fost la Auschwitz, în lagăr, la Auschwitz-Birkenau, acolo i-a murit întreaga familie, ea a supraviețuit. S-a dus direct când a scăpat din lagăr, s-a dus la Paris și s-a apucat să scrie o carte, Cuptoarele lui Hitler. Scriind acea carte, practic ne-a transmis un mesaj, practic ne spune ce s-a întâmplat acolo și face istorie cu asta. Ne lasă moștenire povestea ei și tot ce a trăit și a văzut în lagăr acolo. Mai mult decât atât, se refugiază în Cuba, din Cuba în Statele Unite, pentru că, nu știu, avea un ghinion sărac, de ea o urmăreau dictaturile peste tot. Trăiește în final la New York mulți ani, până când moare. Dar Olga, deși marcată profund, am să vă citesc începutul cărții ei și o să vedeți de ce era marcată, de o suferință adâncă. Nu și-a mai putut reveni cu adevărat niciodată. Deși era zdruncinată pe dinăuntru, frântă, Olga a știut să lupte și să lase cu demnitate tot ce ne-a lăsat. Ea a lăsat un moștenire, o fundație la New York, casa în care a locuit acolo, cu
rezerve financiare, nu cunosc exact detalii, dar Institutul Olga Lengel funcționează și fundația funcționează având o bază financiară. A lăsat moștenire statului american tot ce confiscase Cuba, și anume peste 30 de tablouri celebre, printre care și Van Gogh și Picasso, deci, sunt estimate la sute de milioane de dolari. Dacă Statele Unite recuperează, tablourile va beneficia de această sumă. Mai mult decât atâta, lasă statului român tot ce avea în Cluj. Averea lor, tot ce agonisiseră tatăl ei și familia ei și soțul ei și ce construiseră. Ca să înțelegeți mai bine, știți că în România s-a construit de curând un spital cu fonduri primite de la populație. Organizația Dăruiește Viața a făcut un spital pentru copiii cu cancer. Și este singurul spital ridicat de la zero în România în ultimii 30 de ani. Ei, imaginați-vă că soțul Olgei Lengel, familia ei, au ridicat un spital pe strada Crișan astăzi. Este vorba despre spitalul de pediatrie 2. Cu 80 de paturi. Casa lor era lipită de spital și printr-un coridor care funcționează și acum, este deschis și acum, mergeau și noaptea din casă la spital să îngrijească bolnavii. Acolo era clinică de ginecologie și maternitate. Foarte mulți copii din Cluj și oameni care încă mai trăiesc s-au născut acolo. Eu am cunoscut o femeie care acolo s-a născut și mi-a spus povestea și tot ce știa despre familia Lengel. Povestea este în reportajul publicat pe Press Hub. Am să vă și citesc din ea și să vă spun de ce vă citesc, pentru că descrie atmosfera din Cluj ca să înțelegeți cum se trăia în oraș înainte de război. Spitalul respectiv este și acum funcțional. Acolo sunt tratați inclusiv copii cu cancer. Am străbătut spitalul când am făcut reportajul de sus până jos și din încăpere în încăpere. Am regăsit casa în care ei au locuit, care acum este transformată, cea mai mare încăpere, în sală de curs, un fel de amfiteatru pentru studenți. Și în continuare amfiteatrului sunt cabinete unde se fac consultații, unde este ambulatoriu. Cu emoție și înfrigurare, să știți că am căutat orice urmă rămasă de la ei. Bine, e vorba de clădire, de ziduri, dar am găsit ușile și mi s-a spus că toate ușile acelui spital sunt ușile originale ale casei, uși de lemn, care aveau pe mijloc o fâșie de sticlă. De ce? Ca să poată să vadă ce se întâmplă în saloane. Dar așa este toată clădirea. Ca să poată să vadă și fără să intre noaptea să deranjeze, ci să îi supravegheze pe bolnavi. Liftul funcționează și astăzi. Este liftul de pe vremea lor. Am găsit un cuier, să știți, în care își agățau halatele. Și e cuierul de lemn al familiei Lengel. Clanțele de la uși. Toate lucrurile astea o să vi se pară banale. Dar parcă reușeau să facă legătura între noi cei de astăzi, care străbăteam holurile spitalului, și acea familie care și-a găsit sfârșitul într-un lagăr, dar viața lor adevărată s-a petrecut aici, lângă noi. Olga Lengel avea 36 de ani și 2 copii când a fost urcată într-un tren, într-un vagon de vite și dusă la Auschwitz. Ea n-a crezut nici o clipă că o să îi se întâmple așa ceva. Pentru că erau oameni normali, pentru că viața se desfășura absolut normal în orașul lor. Nu le venea să creadă că se poate întâmpla o asemenea oroare. Ba mai mult, de la sediul Gestapo i s-a spus soțului ei, doctorului Lengel, că au nevoie de medici în lagăr și îl duc acolo pe post de medic. Pentru că nu le venea să creadă că pot să fie oamenii uciși, arși de vin, cuptoare acolo, nu s-au gândit la pericol. A ajuns la Auschwitz, n-a știut nici acolo cum merg lucrurile și ce trebuie să facă. Întrebată câți ani are copilul ei, băiatul ei mai mare,
Ea a zis că încă n-are 12 ani, gândind că astfel îl protejează și nu va munci mai mult. Dar a fost greșeala vieții ei, pe care nu și-a iertat-o niciodată și o mărturisește în carte. Numai că o mărturisește în carte. Vă dați seama că trăiește cu ea. Pentru că după aceea a aflat, copiii sub 12 ani și bătrânii, părinții ei și cei doi copii, au fost duși imediat la gazare. Au fost uciși imediat. Soțul ei a murit mai târziu, dar tot așa în chinuri cred că s-a îmbolnăvit. Cam asta înțeleg din cartea ei, că a murit bolnav. Ea supraviețuiește. Și supraviețuiește într-o rețea. Asta am vrut să vă povestesc, în legătură cu memoria noastră și cu felul în care dăm mai departe aceste povești. Benzile voastre desenate, asta sunt. Dați mai departe. Este o șăruire. Dăm mai departe ce am învățat din trecut. În lagăr, ea este cooptată, Olga, într-o rețea a memoriei. Erau cumva selectați și se întâlneau cei care trebuiau să ducă povestea cu ei dacă supraviețuiau. Și fiecare din rețea asculta tot ce văzuseră și înțeleseseră ceilalți și reținuseră ceilalți. Deci, practic, luau parte din memoria fiecăruia din rețea, dar și fiecare știa totul. Deci fiecare spunea mai departe și fiecare știa totul. Pentru că dacă măcar unul scapă cu viață, să știe tot ce trebuia să aflăm și noi despre ce s-a întâmplat acolo. Și au avut dreptate. Pentru că în ultimele zile, înainte să elibereze din lagăr, Olga a văzut cum gardienii, paznici și ofițerii nemți dădeau foc la mormane întregi de documente. Deci, practic, ei n-au vrut ca noi să știm, n-au vrut să se afle ce au făcut. Și atunci cât de valoroasă a fost acea rețea din interiorul lagărului. De aceea Olga a simțit-o ca pe o mare responsabilitate. Și așa, distrusă cum era fizic și psihic, când a ajuns la Paris, primul lucru pe care l-a făcut ăsta a fost să scrie cartea, să ne spună ce s-a întâmplat. Am să vă citesc acum ce scrie ea în dedicație pe această carte când s-a tradus în limba română și când a fost publicată la editura Dacia din Cluj în 1986. Olga zice: educația și cultura pe care le-am luat din Cluj în bagajul meu spiritual mi-au deschis numeroase porți în lumea întreagă. Dedic așadar, cu recunoștință și afecțiune, versiunea românească a cărții mele, Cuptoarele lui Hitler. O dedic oamenilor din România și foștilor, prezenților și viitorilor locuitori ai Clujului, orașul pe care îl voi iubi întotdeauna și pe care îl consider orașul meu, indiferent unde trăiesc. Olga Lengel, New York, 27 iulie 1982. Ce avem noi concret și fizic moștenire de la ea? Este această carte, este la bibliotecă. Când am luat-o eu în 2015 iarna, fusese împrumutată doar de 6 persoane. Din 1986 până în 2015, 6 persoane împrumutaseră această carte de la bibliotecă. Și mai avem spitalul și casa lor, unde și astăzi sunt tratați bolnavi și copiii. Pe spitalul respectiv, nici în 2016, când am publicat eu articolul și am fost acolo, nici astăzi, pentru că am fost săptămânile trecute să verific dacă s-a întâmplat, să se pună undeva o plăcuță în amintirea acestei familii. Și nu s-a pus. Am scris atunci, au fost niște inițiative particulare care nu s-au materializat. Înțeleg că clădirea aparține acum Ministerului Sănătății, că e o complicație, că ar trebui aprobări, că... În schimb, pe clădire scrie mare, pe o plăcuță la intrare, că a fost reabilitată, zugrăvită, anvelopată, habar n-am, deci renovată, de, cu sprijinul Ministerului Sănătății, cu sprijinul Consiliului Județean, al primăriei, nu mai știu, deci vreo 3-4 instituții care au contribuit la renovarea clădirii. Dar niciunde, în memoria acestei familii, nu se spune pe o plăcuță și mai mică, în interior, pe ușa casei lor, pe care intrau și ieșeau, să se amintească că a aparținut cândva Olgei Lengel.
De aceea este foarte important ce știm să facem cu memoria noastră. Nu, știu, unii spun că trecutul te trage înapoi, că este o piatră, un bolovan legat de picior și că ar trebui să ne agățăm de un balon care e viitorul să ne ducă sus. Eu nu cred că poți să mergi mai departe, fără să știi cine ești. Ori trecutul asta spune cine suntem. Ce am înțeles din ce ni s-a întâmplat, ce am înțeles din ce li s-a întâmplat celorlalți. Fără această înțelegere și recunoaștere a lumii în care trăim, nu cred că putem să știm cine suntem și atunci nu știm încotro ne ducem. Nu trebuie să ridicăm neapărat statui sau să ne punem cenușă în cap, dar trebuie să înțelegem în ce lume am trăit. Pentru că atunci poate că înțelegem mai bine lumea în care trăim astăzi și în care vom trăi mâine. Pentru că nu departe de noi, știți bine, din Ucraina se iau copii și se duc în Rusia și crimele sunt acolo. Deci nu suntem scutiți de ororile acestea nici astăzi. Nu știu dacă am învățat ceva sau nu din istorie. Un mare profesor de la München de istorie l-am întrebat într-un interviu dacă învățăm ceva din istorie și mi-a spus că nu învățăm, că lucrurile merg ca de la sine până într-un moment în care, oricât de așezate ar fi ele, dacă vine un nebun, răstoarnă masa și toată lumea e aruncată în haos. Ar trebui, știind acest lucru, nu știu, să ne raportăm altfel la trecut, să ne raportăm altfel, să încercăm să-l înțelegem. Olga Lengel nu este o străină, nu este cineva pe care să nu-l putem recunoaște. Dacă am trecut pe strada Crișan, ne dăm seama că nu a pierit cu totul, că memoria este vie și că din viața ei noi putem înțelege nu doar cum supraviețuiești, ci și cum dai mai departe ceea ce știi, cum dai mai departe memoria ta. Cred că v-am vorbit prea mult. Îmi cer scuze. Inițial aș fi vrut să vă citesc, pentru că e foarte important să vă spun asta, că au fost clujeni care au vrut să-i ajute, care au vrut să ajute familia Lengel. Era lăptarul Câmpean, care a săpat o groapă sub casa lui și venea fiecare zi și le spunea, haideți să vă ascund acolo, luați-vă familia, luați-vă copiii și haideți să vă ascund sub casa mea. Și pe doctorul Lengel și doamna Olga Lengel zicea, cum să ne ducem? Dar de ce crezi că ni se poate întâmpla? În cartea ei, Olga spune, admir și mă gândesc cu uimire la inteligența acelui țăran care a intuit ce se întâmplă. Lăptarul a stat cu căruța în fața casei până când și a așteptat, sperând că se pot întoarce de la trenul acela unde erau duși spre Auschwitz, că pot să scape și să vină acasă și el să ia cu căruța să-i ducă sub casa lui. A stat până târziu și a așteptat. Olga Lengel s-ar fi întors când și-a dat seama care va fi drumul, dar nu mai putea, nu mai era lăsată. Și a mai fost un Ștefan Mureșan din Aiton, care am găsit în arhive mărturia lui. E cutremurătoare. Nu credeam că cineva a avut curajul ăsta. Nu am timp acum să vă citesc, dar intrați și citiți reportajul pe Press Hub despre Olga Lengel. El zice, mă numesc, asta este la... El a fost închis, a făcut închisoare, tocmai pentru că îi trecea pe evrei ca să-i scape cu viață din Ungaria în România, îi trecea granița. El și cu o femeie găsiseră o scurtătură pe unde să-i poată trece. Și el zice așa, mă numesc Mureșan Ștefan, m-am născut la 17 februarie 1921 în comuna Aiton, județul Cluj. Buletinul meu de identitate are seria. Mă rog, asta e declarația lui. Domiciliul permanent îl am în comuna Aiton. În anii tinereții mele, care a coincis cu anii celui de-al doilea război mondial, am trăit din plin frământările vremurilor, fiind implicat împreună cu frații mei, Ludovic Mureșan și Iuliu Mureșan, așa și cu tatăl meu, Florea Mureșan, deci toată familia, în dramatica istoria evreilor prigoniți în Europa de regimul nazist și în Ungaria de regimul Horthy. Domnul doctor medic Lengel, proprietarul sanatoriului cu același nume, patronul meu, era evreu. Despre soția dânsului am aflat că trăiește în America.
bine, era după ce scăpase. Sanatoriul Lengel din Cluj era situat în imediată apropiere a sinagogii evreilor neologi, unde șef rabin era Moshe Weinberg. Așa-i? Da. Domnul doctor Lengel știa despre mine că sunt la Iton și că din când în când mai trec granița clandestin ca să-mi văd familia. În anul 1943, vă citească asta ca să vedeți că nu s-au stat cu mâinile în sân, că au încercat cu orice riscuri să-i ajute. Iar doamna, iar Olga Lengel este recunoscătoare în cartea ei. Așa. În anul 1943, la sanatoriul doctorului Lengel a sosit prin Budapesta un grup de evrei refugiați din străinătate. Grupul era însoțit de doi evrei de prin părțile noastre. Unul dintre ei se numea, dacă mi-amintesc bine, Lerman. Asemenea, grupuri de refugiați evrei obosiți, unii bolnavi și cu toții timorați, au mai venit și altă dată, fiind internați, în ghilimele, ca bolnavi de domnul doctor Lengel, în sanatoriul al cărui director proprietar era. Din cauza războiului și pentru că domnul doctor Lengel era evreu, sanatoriul era supravegheat de poliția ungurească. După sosirea grupului de care am amintit, compus din 10-12 evrei, domnul doctor Lengel a trecut prin grădină la locuința șefului rabin, care se afla în curtea sinagogii. Nu știu ce anume au vorbit, dar după această întâlnire, patronul meu m-a trimis la o adresă lângă o stradă situată în zona abatorului, unde a fost așteptat în stradă de rabinul șef. În acest loc m-am mai întâlnit în continuare cu rabinul de mai multe ori, până în aprilie 1944. Prin domnul Weinberg m-am cunoscut cu o femeie cu care am rămas în legătură în continuare până la o dată ulterioară, adică până în iunie 1944. Când l-am întâlnit dânsul pe rabinul șef, dânsul mi-a vorbit de situația disperată a evreilor, despre pericolele la care erau expuși și m-a întrebat dacă pot și dacă vreau să-l ajut prin aceea ca să trec clandestin peste granița din Ungaria în România câteva grupuri. Și asta a făcut. Mi-a spus clar că dacă vom fi prinși, autoritățile din Ungaria ne vor închide pentru mai mulți ani, dar s-ar putea întâmpla ca grănicerii să tragă noi și să ne împuște. Și au asumat acest risc și au trecut sute de evrei granița. Cam asta făceau. Era o conjurație a binelui. Își dădeau mâna unul altuia ca să se salveze. Până și această solidaritate este o lecție pentru noi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Sper să citiți articolul pentru că este interesant până la capăt. Vă mulțumesc. Eu sunt de acord că au existat oameni care au ajutat, dar cred că ei nu reprezintă, adică sunt sigură, știu că ei nu reprezintă majoritatea, așa că ar trebui să ținem minte și să învățăm din indiferența cu care a fost privită deportarea evreilor cam de peste tot de prin Europa. Transilvania de Nord nu este o excepție, dar dacă este să învățăm ceva din istorie, cred că trebuie să vorbim despre indiferență mai degrabă, pentru că, până la urmă, dacă marea masă a populației ar fi avut ceva de spus și n-ar fi întors privirea, poate că nu s-ar fi întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Ați vorbit despre memorie și despre numărul mic de cititori ai cărții Olgăi Lengel și atunci aș dinamiza puțin discuția și mi-aș îndrepta atenția către ultimii doi invitați ai noștri în ordinea așezării la masă și aș întreba dacă, din punctul dumneavoastră de vedere, povestea deportării evreilor din Cluj este relevantă pentru locuitorii orașului de astăzi. Și apoi o să-mi îndrept atenția către sală și o să întreb pe elevii care au participat la proiect dacă această poveste este relevantă pentru ei și rog să nu țină seama de răspunsurile pe care le vor da domnul inspector și domnul Laszlo Alexandru și să ne spună chiar ce cred despre asta. Pentru că acesta este un proiect în care chiar am încercat să vorbim cu adevărat unii cu alții și să ne întâlnim cumva în umanitatea noastră prin aceste povești, iar voi să puneți în scenarii ceea ce este relevant pentru voi. Pentru că de la distanța celor aproape 50 de ani ai mei, poate că ceea ce este relevant pentru mine, cu siguranță nu este relevant pentru voi și pentru ca memoria acestor oameni să meargă mai departe,
ea cred că trebuie să fie relevantă pentru voi. Și ar fi extrem de util pentru noi să înțelegem ce face din toată această poveste tragică, pe care este în mod uman, oarecum normal să nu vrem să ne expunem la ea, pentru că este complicat să înțelegi cum este posibil ca un om să-și piardă întreaga familie și să poată merge mai departe. Dar aș vrea să știu, chiar aș vrea să știu, ce a fost greu pentru voi în participarea la acest proiect, ce v-a plăcut, dacă sper eu v-a plăcut ceva. Am ales pentru Cluj povestea lui Otto Adler. Nu am ales-o întâmplător, am ales-o pentru că el avea 15 ani când a fost deportat, adică era oarecum de o vârstă cu voi și ne-am gândit că în felul acesta empatia este mai mare. Deci aș vrea foarte mult să aflu cu adevărat dacă această poveste este relevantă pentru locuitorii din Cluj de astăzi, dacă este relevantă pentru voi și în ce fel este relevantă pentru voi. Bună ziua! Mă bucur că sunt astăzi aici ca să promovăm un proiect, spun eu, foarte valoros, pe care Institutul Elie Wiesel l-a realizat împreună cu școli din mai multe județe din țară. Astăzi vorbim despre școlile din județul Cluj, din municipiul Cluj-Napoca. Și este o dovadă că Institutul Elie Wiesel nu doar scrie despre fapte, despre întâmplări petrecute, ci și vine cu lucruri concrete în sprijinul profesorilor, în sprijinul elevilor, și acesta este un aspect care ar trebui să fie în mod cert scos în evidență. Are dreptate și doamna Hurezeanu, aveți dreptate și dumneavoastră în ceea ce privește reacția populației la ceea ce s-a întâmplat cu deportarea evreilor în cazul poveștii noastre de astăzi. A existat o reacție, dar de cele mai multe ori reacția aceasta a fost individuală, n-am avut de-a face cu o reacție colectivă. Probabil că n-au știut și nu cred că nu știm nici astăzi să ne solidarizăm și să facem front comun. Istoria încearcă să dezvolte și această valoare, dar cred că nu este suficient ca doar prin istorie, prin cunoașterea istoriei să realizăm lucrul acesta. Istoria, spunea un profesor foarte cunoscut de la București, este o poveste frumoasă, dar istoria de cele mai multe ori este scrisă de învingători și despre învingători. Prea puțin vorbește despre cei puțini, despre cei înfrânți, despre cei care au suferit, și este îmbucurător că la nivelul școlii românești s-a introdus din anul acesta o disciplină care vorbește și despre o comunitate, una importantă, chiar dacă astăzi numeric este tot mai împuținată, care a avut o dramă care pare să nu se sfârșească. Este bine să cunoaștem și durerea și suferința, pentru că cunoscându-le, cred că putem să devenim mai buni, să devenim mai responsabili și mai implicați. Și pentru că am rostit cuvântul acesta, implicare, cred că din ceea ce a spus doamna Hurezeanu, în povestea foarte impresionantă care ne-a prezentat-o, am putea să ne luăm noi, elevii și profesorii, o idee.
Ce ar fi una dintre școlile care sunt astăzi reprezentate aici să aibă o inițiativă și să facă niște demersuri pentru restituirea memoriei Olgei Lengel și să ceară autorităților să se pună o plăcuță. Nu este mare lucru să se pună o plăcuță, dar se pare că e foarte greu să mișcăm lucrurile. Poate că cei tineri reușesc să sensibilizeze mai mult decât noi, cei adulți. Cred că las pe domnul Lastro să spună mai departe. Anu, v-am răspuns la... Așa printre am răspuns. Sigur că este important, pentru că asta trebuie să ne învețe istoria. Spuneam la un moment dat că istoria celor mari și mulți, nu doar aceea este istorie. Istoria este cea care este aproape de noi. Noi trăim printre urmele lăsate de alții, printre faptele realizate de alții. Și cred că înainte de a cunoaște istoria aia mare cu Ștefan cel Mare, care a trecut pe la Vaslui, cu Mihai Viteazu, care a trecut pe la Călugăreni și, nu știu, Carol I pe la Plevna și pe nu mai știu unde, cred că trebuie să pornim de la locurile în care trăim și să aflăm ce au făcut cei care au trăit înaintea noastră pe aici. Și avem norocul aici la Cluj să trăim într-o societate multiculturală care are elemente valoroase lăsate de evrei, de maghiari, de germani, de romi și de români. Este bine să le cunoaștem, este bine să le promovăm și să le lăsăm mai departe celor care vor veni după noi. Mulțumesc! Pot? Da. Bună seara! Ar trebui, în loc de introducere, să explic de ce stau eu aici, să iau cuvântul. Nu sunt istoric ca formație principală, sunt profesor de limbi străine, filolog, scriitor, literat. Dacă s-a întâmplat să intru în contact cu, e un dacă retoric, sigur, cu această temă tragică a Holocaustului, lucrul s-a datorat întâmplării, accidentului. Chiar dacă era oarecum după Revoluție, trebuie să știți că mă adresez acum în primul rând celor tineri, pentru că sunt profesor și sunt unii elevi de la școala unde eu predau și alți elevi de la alte școli. Trebuie să știți că tema aceasta a Holocaustului a fost ca un fel de cartof fierbinte, cum se spune. Și era aruncată tema de pe o parte pe cealaltă, toată lumea voia să scape de ea. În perioada comunistă, până la decembrie 89, care era strategia sau cum era prezentat Holocaustul? Fiecare parte se știe, cred că asta o cunoașteți, rivalitatea propagandistică și politică dintre Ungaria și România. Fiecare parte de istorici și de propagandiști dădea vina pe ceilalți. Românii spuneau că ungurii au făcut niște lucruri îngrozitoare, dar că românii s-au chinuit, s-au pus sufletul să îi salveze pe evrei. Ungurii spuneau tot așa, dar invers. Apropo de întrebarea moderatoarei noastre, care este impactul sau relevanța acestei probleme printre locuitorii Clujului de azi, dacă bine am înțeles problema ridicată.
Eu îi răspund destul de limpede, dar cred nemulțumitor pentru domnia sa. Nu există un impact pentru că problema nu este suficient cunoscută. Deci, ca să fie foarte limpede, această realitate a Holocaustului, care e de acum câți ani, 80, până în 1990 sau după aceea, a fost o nebuloasă. Se știa că s-a întâmplat ceva, dar nimeni nu știa cu precizie ce. Și fiind o temă, unu, foarte delicată și, doi, nisip mișcător, așa că erau nesigure informațiile, nu puteai nu să te implici afectiv, dar nici măcar să ai o părere proprie. Deci până când nu ai o bază de discuție clară, profesională, nu poți să îți pui părerea, dar mi-te să militezi și să te implici socialmente. Schimbarea de paradigmă a venit mai ales pe partea istoriei românești, cu a fost o piatră de hotar, cu toată fermitatea, trebuie spus acest lucru, cu raportul final publicat de Comisia Coordonată de Elie Wiesel. Cele mai sclipitoare și mai autoritare și mai profesioniste minți din acest domeniu al studiului Holocaustului, de pe plan internațional și pe plan inclusiv românesc, s-au adunat și au beneficiat de sprijinul politic, în primul rând, a doi președinți succesive ai României, și după mai bine de un an de întâlniri au dat naștere acestui document fundamental. Este o carte destul de groasă, aș spune, dar nu suficient de groasă pe cât ar trebui, unde în sfârșit istoria nu mai este propagandă, nu mai este prezentată pentru a împinge opiniile pe o cale politică, unde faptele, evenimentele predomină. Și tu, dacă citești de acolo, inclusiv cu fotografiile grăitoare, poți în sfârșit să înțelegi ce s-a întâmplat. Aș vrea să fac o paranteză, dacă îmi permiteți, că vă spuneam că nu sunt istoric, dar sunt scriitor, și să vă relatez o scurtă experiență personală a mea. Eu sunt scriitor, dar sunt și traducător. Am terminat facultatea în 1989, în toamnă, și pe vremea aceea era repartiție. Am fost repartizat în județul Suceava, în comuna Cârlibaba, ca profesor de română. Și am nimerit, am căzut ca musca în lapte, satul era la munte, căram apă cu găleata de la fântână, peisajul era minunat, dar nu despre asta e vorba. Nu mi-erau destule toate acestea, eu de pe vremea aceea traduceam și întâmplător traduceam o carte a lui Romain Gary, un roman de mare succes, Ai toată viața înainte, din franceză în română. Între timp s-au publicat 4 ediții din traducerea mea. Și acolo vine vorba, sau protagonistul de fapt, este un băiețel evreu, căruia trebuie să-i se facă bar mitzvah și care trebuie să mănânce kosher. Și acum toată lumea pe telefon imediat se uită și în 10 secunde îmi spune ce-i bar mitzvah. Pe vremea aceea nu că nu existau telefoane, nu exista internet și nu existau dicționare. Și eu, ca traducător, trebuia să-mi lămuresc niște concepte de bază din lumea evrească. Cum să fac asta? Păi, efectiv, să caut un evreu care să-mi explice. Satul era și este multinațional. Deci sunt mulți ucraineni acolo, există o populație germană, sunt peste 60%, cred, români, desigur. Eu m-am numerit maghiar. Și căutam, maghiar ca naștere, scriitor român, căutam un evreu. Și când întrebam cei cu un evreu, spuneți-mi și mie, printre atâtea nații din satul ăsta, vreau să întreb despre ce e cu aceste concepte, ca să nu fac boacăne în traducerea mea. Lumea se speria. Sătenii
deși mă respectau, că eram vorba aia, inteligenția satului, și mă salutau și vorbeau frumos, când auzeau ce îi întreb, se întorceau și plecau. Și n-am priceput. Până la urmă am găsit un singur evreu, bătrân, croitor, care și el s-a speriat. Și n-a zis, nu trebuie să sunteți evreu. Nepotul lui îmi era elev la școală, deci știa că nu sunt cineva care vine să-l bată sau așa, dar tot n-avea și se codea să îmi spună. Până i-am dat detalii, știți că mă interesează ce aia. Atunci a rămas înduioșat și mi-a povestit despre tot ce v-am eu să știu pe conceptele acestea cheie din viața evrească. Am tradus cartea, s-a publicat în 4 ediții, din 89-90 încoace, adică din 90-91 mai precis. Săptămâna trecută, acum 10 zile, am participat la o conferință internațională aici la Cluj, organizată de domnul profesor Tibor Isobo-Zoltan, pe care îl salut, și am avut prilejul să ascult cu gura căscată de uimire intervenția online a profesorului Radu Ioanid din Israel, intervenea online, și tema sa principală era un studiu de caz. Cazul era situația evreilor din Cârlibaba. Și ne-a explicat foarte limpede și cu documente și cu cifre la dispoziție că la dictatul de la Viena, granița care s-a mutat trecea de-a lungul râului Bistrița, care curge prin mijlocul satului. Și pe o parte s-a format Cârlibaba nouă, care era sub stăpânirea maghiară, și pe cealaltă parte a rămas Cârlibaba veche, sub stăpânire românească. În Cârlibaba veche, autoritățile române, în 1942, i-au strâns, sau 41, pardon, 41, da, i-au strâns pe evrei, i-au deportat la Vatra Dornei, în lagăr, și de acolo i-au dus în Transnistria, unde ei au fost eliminați, ca să spun cinic, sau au fost masacrați. În 1944, în Cârlibaba nouă, autoritățile maghiare i-au luat pe evrei, i-au dus la lagerul de la Bistrița și de acolo i-au deportat la Auschwitz, unde de asemenea au fost uciși. Și asta este realitatea realitatea Holocaustului. Nu ceea ce propaganda comunistă, maghiară sau română își arunca peste gard ca să învinovățească fiecare pe ceilalți, ci foarte bine a observat profesorul Radu Ioanid că este o problemă și o culpă comună, o pată pe care trebuie să o poarte cei care au participat la așa ceva, și mă refer la oficialitățile statale. S-a vorbit de asemenea că puțini cetățeni s-au implicat pe cont propriu. Sau e cu atât mai minunat că s-au implicat, dar n-au fost mulți. Păi, da, pentru că statul în sine, aici, în asta constă în primul rând ticăloșia extraordinară a Holocaustului, că e statul cel care împinge spre crimă și se folosește de instrumentele sale de ordine, cum sunt jandarmii pe partea maghiară, dar și pe partea română, jandarmii din Transnistria, care a trebuit să întrețină, să mențină ordinea și disciplina și legalitatea, și tocmai aceia sunt pervertiți, sunt răsuciți în activitatea lor spre uciderea populației civile. Și atunci, sigur că exista, ok, nici asta nu se poate contesta, că exista o cointeresare materială din partea multora. Uite, dacă pleacă evrei de pe strada aia, îmi iau și eu o casă și imediat o să mă simt mai bine. Nu o să vă vină să credeți, dacă citiți jurnalul lui Mihail Sebastian, cumva astea erau replicile lui Camil Petrescu. Și au zis, ce vrei, sigur, acum eu nu-l citez, dar asta era. O să-mi iau și eu o casă și care e problema? Și Mihail Sebastian a rămas șocat și a zis, asta spune o minte strălucită a culturii române, unul dintre cei mai mari scriitori și un mare prieten al meu, că
care pune astfel problema. Deci, pe de o parte, populația civilă avea un ce interes economic din partea respectivă, din ticăloșia respectivă, ca să fie foarte limpede. Pe de altă parte, dacă îți vine omul înarmat, jandarmul sau militarul, și îți spune că ăla, familia cu tare trebuie să plece de acolo, tu, chiar dacă îi simpatizezi, nu-ți vei risca pielea ca să îi ajuți, decât pe furiș, pe ascuns, sau pe o groapă, să vezi dacă vor să vină sau nu. Dar nu te iei la harță cu autoritatea statală, pentru că asta nu și-au permis-o mult să-și pună viața în pericol în mod deschis, ostentativ. Există și aceste reflexe de autoapărare și explicațiile pot fi numeroase. Vreau să zic că cum resimte, mă întorc la această întrebare, să nu se spune că n-am răspuns la ea, cum resimte populația Clujului situația evreilor? Păi eu m-aș bucura, în primul rând, dacă populația Clujului și nu numai, populația în general ar lua la cunoștință despre ceea ce s-a întâmplat. Eu, care sunt foarte curios, mai ales de trecutul delicat, problematic, și îmi place să învâr nasul, să aflu, să iscodesc, că asta e și, până la urmă, meseria mea ca scriitor. Să nu mă mulțumesc cu șabloane și cu lucruri comune. Și dacă am locuit în satul ăla un an de zile și după aia am mai trecut din 89, ia gândiți-vă, până în 2024, cât a trecut? 35 de ani și n-am avut cea mai mică bănuială, de aia v-am spus că l-am urmărit pe domnul Radu Ioanid, efectiv cu gura căscată de stupefacție, că eu descopeream ceva ce se întâmpla acolo. Eu am trecut prin zona aia, am stat un an și n-am avut nici cel mai mic habar. Și am venit la Cluj și mi-am desfășurat activitatea în diverse alte domenii de scris și de cercetare și m-am nimerit în sală întâmplător. Și ca să aflu care a fost situația. Și eu vreau să vă spun, dacă eu sunt sau am fost pus în această situație a stupefacției, care, repet, am această propensiune spre iscodire și spre scormonire, păi atunci oameni care au alte necazuri, au alte griji, poate nu sunt atât de frământați de problemele istoriei și de problemele masacrelor inocenților din istorie, de unde să ia atitudine când ei nu știu încă? Vreau să vă spun ca într-un final, așa ca o scurtă categorisire, dacă îmi permiteți, că văd mai multe grupuri care ne-am adunat aici în jurul acestei teme. Îi văd pe elevii de la școala mea și de la alte școli care au o abordare foarte concretă, cu creionul în mână, să urmărească, să deseneze sau să admire desenele făcute de un artist plastic. Pe de altă parte, văd cercetarea academică prezentă aici, care a început activitatea în domeniu, insist și subliniez, doar acum 20 de ani. Nu mai devreme de... Ce apare ca publicat înainte, în afară de, sigur, memoriile supraviețuitorilor, care au fost permise și înainte, sintezele istorice impecabile nu au putut să fie produse, pentru că nu se permitea. Deci, după această premieră absolută a raportului final elaborat și publicat de Comisia Wiesel, care de asemenea conținea recomandări precise, printre care și această problemă cu studierea la nivel școlar a istoriei Holocaustului, văd de asemenea în sală și o salut pe doamna Andreea Ghiță, care și-a făcut o datorie de profesie în ultimii 20 sau peste 20 de ani din a coordona emisiuni la televiziunea română dedicate
restituirii sau reconsiderării imaginii corecte a Holocaustului, dând cuvântul supraviețuitorilor, aducându-i în fața camerelor de luat vederi. Pentru că mulți dintre cei intervievați de domnia sa erau persoane firește în vârstă și care acum nu se mai află printre noi. Ce bine că au apucat să își spună punctul de vedere. Deci, un anumit tip de presă, mai pentru că televiziunea are abilitatea să le vorbească, să vorbească publicului larg. Dacă cercetarea academică își face treaba acolo sus, cu note de subsol și cu bibliografie de ultimă oră, și e bine să facă așa, pe urmă este nevoie de presa care vine scrisă sau presa radio-televizată să se adreseze publicului larg. Este nevoie să vină elevii. Și astfel, încet, încet, vom lua cunoștință despre ceea ce s-a întâmplat. Și după ce vom lua la cunoștință și ceea ce aflăm se va fi răspândit în stratul tot mai larg al populației, adevărata, nici nu zic istorie, adevăratele nenorociri și oribilități care s-au putut întâmpla pe aici, după aceea, peste ceva timp, cred că vom putea într-adevăr să venim și cu întrebarea cum reacționează comunitatea. Deocamdată eu mă bucur că începe comunitatea să afle ceea ce s-a întâmplat. Mulțumesc! A fost destinul că vreau să spun ceva răutăcios și atunci microfonul a rămas închis. Vreau să spun că înseamnă că ne mișcăm mult prea încet și că trebuie să prindem ceva viteză pentru ca lumea să afle. Să știți că povestea din Cârlibaba este prinsă într-un produs educațional al INSHR, se numește Roholocaust. Deci pentru profesorii care sunt interesați pentru a ajunge la elevi această poveste, ea se află acolo. Un singur lucru mai adaug înainte să dau cuvântul partenerilor noștri de mare valoare din acest proiect, adică elevilor. Cred că un element important al acestui proiect este și că, nu e prea onest ce fac eu acum, am laud proiectul nostru, dar trebuie să o spun, pentru că aduce la oaltă diversitatea Holocaustului de pe teritoriul României / sub autoritate românească. Avem povești din regat, avem povești speciale din regat, adică evrei din Târgoviște și evrei din Constanța, care au un alt statut decât ceilalți evrei din regat. Avem povești din Bucovina de Sud, care practic spun povestea Transnistriei. Avem povești din Transilvania de Nord, care spun povestea evreilor sub autoritate maghiară. Și la fel de important, proiectul aduce în atenția publicului poate un aspect și mai puțin cunoscut, și anume poveștile romilor victime ale Holocaustului sub autoritate românească. Chiar și aici, la Cluj, a fost foarte important pentru noi să spunem povestea unei familii de rom din Câmpia Turzii, care a rămas sub autoritate românească și care a fost deportată în Transnistria. Pentru că este foarte important să nu lăsăm nimic nespus, adică să vorbim despre toate aceste victime, pentru că, de fapt, pe lângă dimensiunea asta educațională și dimensiunea asta care dă relevanță în prezent poveștii din trecut, pentru noi este foarte important să vorbim despre istoria Holocaustului și pentru a comemora victimele în toată diversitatea, lor. Și acum, cu mare emoție, voi da cuvântul elevilor participanți la proiect, reprezentanților lor, pentru a ne răspunde la o întrebare, cred eu că poate cea mai importantă. Cât de relevant este pentru ei acest subiect și dacă este relevant, sperăm noi, de ce? Cine dorește să înceapă? Nu, duce microfonul, da. Se ridică și... Cine dorește să înceapă? Mă
Să înceapă un domn profesor sau ca să dea curaj echipei pe care a coordonat-o. Și mie mi-a spus foarte frumos Ariana. Las-o pe Ariana. Wow, m-a prins foarte din prima pe neașteptate. Mă așteptam într-un fel, dar am sperat să nu. Ariana, ok. Nu știu, e ciudat să vorbesc un pic cu peretele, dar... Nu, doar așa. Cu camera. E foarte bine aici. Mulțumesc. Păi, cred că legat de întrebarea dumneavoastră, cea mai importantă istorie pe care noi ca elevi sau noi ca generații, noi ar trebui să le știm, gen istorii, ar fi istoriile reprezentate de oamenii din jurul nostru, pentru că ele ne afectează cel mai mult, ne afectează direct, pentru că istoria la nivel național, adică istoria pe care noi n-o cunoaștem, de exemplu, da, părinții noi, noștri, bunicii noștri, nu ne afectează decât indirect. Și atunci, impactul nu e la fel de mare. Și atunci, dacă cât de tare ne afectează pe noi sau cum ne influențează pe noi, cred că prin intermediul proiectului, care mi se pare o metodă foarte bună de abordare a subiectului în sine și a oricărui subiect legat de istorie, e... Adică, din nou, cred că e o abordare foarte bună pentru că, pur și simplu, noi, prin faptul că am putut să citim interviul și să ne implicăm, pentru că atunci când trebuie să alegi niște evenimente care au avut loc și să, într-un fel, să dai de la tine, să, într-un fel, să-ți pui parte din tine, din opinia ta în proiectul pe care îl faci, înțelegi mult mai bine un concept, o poveste și atunci noi, cred că echipa noastră și celelalte echipe au putut să înțeleagă mult, mult mai bine subiectul și povestea domnului Adler, pe care noi am încercat să o transpunem într-o formă ușor de înțeles pentru cei care nu știu la fel de bine povestea cum noi o știm acum după ce am lucrat la proiect. Și atunci cred că noi acum putem să înțelegem mult mai bine și conceptul de Holocaust și poveștile, chiar dacă nu e același lucru ca și cum... am fi stat de vorbă cu o persoană care a trecut prin această perioadă sau ca și cum am fi fost acolo, ceea ce ne bucurăm că nu s-a întâmplat, dar ca și cum am fi fost acolo și am trăit, cum a fost, de exemplu, COVID-ul, care e un eveniment care a devenit istorie și despre care noi o să fim întrebați când o să fim mari și supraviețuitorii COVID-ului. Deci, cred că e foarte important și, din nou, proiectul a fost un lucru foarte bun pentru ca noi să înțelegem și să putem să transmitem mai departe memoria domnului Adler și memoria celorlalți supraviețuitori. Sper că v-am răspuns la întrebare. O singură mențiune, dacă îmi dai voie, strict exterior, ca eveniment, Holocaustul și COVID-ul, au fost niște... experimente extreme, dacă vrei așa să o numim, sau trăiri extreme pentru cei care au supraviețuit mai ales. Dar dacă stăm un pic să scrutăm cauzalitățile, COVID-ul a fost totuși o boală, a fost o întâmplare, un accident care a luat dimensiuni planetare, pe când Holocaustul a avut o idee umană la bază și a fost construit, a fost implementat cu ajutorul unor autorități politice la nivelul unui continent. Deci, chiar dacă efectele sunt asemănătoare că mor oamenii pe capete, în Holocaust mureau numai anumiți oameni, o anumită etnie. Deci mureau nu pentru că erau oameni, cum mureau cei de la COVID, ci pentru că aveau o anumită etnie și chiar o anumită bunăstare, pentru că nu e un lucru senzațional să afirm că Holocaustul a avut la bază și ideea de jaf. Ideea economică, s-au scris multe cărți. Deci să omori omul ca să-l jefuiești.
Ori acolo deja lucrurile sunt mult mai serioase și tragice. Chiar dacă, repet, ca număr de morți e la fel de epatant, sau poate nu-i cuvântul că e un pic frivol, pe care l-am folosit eu, nu-i cel mai bun, dar cauzalitățile, dacă ne gândim puțin, sunt foarte diferite. Și nu putem... E o, iarăși o literatură, profesorul care a avut ultima etapă a vieții la Cluj, Michael Shafir, și a dedicat majoritatea studiilor acestei teme cu pericolul relativizării prin comparație. Deci, atenție că studiile de specialitate insistă și sublinează pe bună dreptate, în cazul Holocaustului, că este vorba de o tragedie istorică imposibil de comparat cu orice altceva. Chiar dacă la COVID s-a murit foarte intens. Dar acest lucru trebuie subliniat, da? Să avem, să pășim cu grijă. Ok? Vor? O să mă întorc și la tine. Eu mă bucur, n-am nevoie. Eu mă bucur foarte mult că au curajul de a lua cuvântul, au curajul de a vă întâlni, de a fi împreună cu dumneavoastră în echipă. Este o experiență la care îi încurajăm constant. Chiar dacă voi nu sunteți obișnuiți cu ei, toate au un început și chiar vă așteptăm la colaborări viitoare și da, să cunoașteți mai bine specificul lumii în care noi trăim. Este o lume minunată. Eu sunt mereu recunoscătoare și spun oricui și mereu că e o binecuvântare pentru mine locul unde lucrez și copiii cu care mi-au fost încredințați. Și acum îi las pe ei să se descurce. Holocaustul a fost o perioadă întunecată din istorie în care regimul nazist, condus de Adolf Hitler, a orchestrat uciderea aproximativ 6 milioane de evrei, precum și a altor grupuri considerate indesirabile. Această tragedie a fost în loc în timpul de-al doilea război mondial și a lăsat o amprentă dureroasă asupra umanității. Este important să ne amintim că de aceste evenimente tragice pentru a ne asigura că astfel de atrocități nu se vor repeta. Sunt unii care nu și-aud vocea, alții care și-aud parțial vocea. Eu sunt foarte mulțumită și mândră și, de asemenea, doamnele directoare care sunt împreună cu noi, cred că sunt și ele mândre de felul în care reușesc să... Ne puteți spune și numele copilor? Da, Paul Burz, un pasionat de istorie. Mi-a plăcut foarte mult să exprime tot ceea ce are el în gândul. Este o persoană foarte și citește mult și gândește mult. Din păcate, așa a vrut Dumnezeu ca partea asta expresivă să fie mai limitată, dar eu mă bucur de și de bogăția lui interioară. Acum am bebe. Și partea de traducere în limbajul
un discurs profund despre expoziția Holocaustului ar trebui să ne aducă aminte de datoria noastră de a onora memoria celor care au suferit și au pierit în acele vremuri întunecate. Prin această expoziție ne este oferită oportunitatea de a reflecta asupra atrocităților comise și de a ne angaja să nu repetăm niciodată astfel de greșelii. Este crucial să educăm generațiile viitoare despre importanța păcii, toleranței și respectului pentru diversitatea. Prin învățarea din istorie, putem construi un viitor mai luminos și mai uman. Discriminarea este o problemă gravă care persistă în societate, afectând mulți oameni din diferite categorii. Dovada discriminării poate fi observată în tratamentul ilegal, nedrept sau discriminatoriu, pe care evrei și alte grupuri considerate indesirabile l-au suferit în timpul Holocaustului. Este esențial să ne amintim de aceste evenimente tragice pentru a asigura că nu se vor repeta. Acceptă binele, rău, provocarea, durerea, bucuria.
pentru voi. Am mulțumit lui Liviu și Camile pentru că ne-au oferit posibilitatea de a participa la diferite proiecte și în special la două care au legătură cu Holocaustul. Am spus că a fost foarte important pentru voi și înainte de a pleca pregătirea cu diferite materiale, video, discuțiile dintre noi, faptul că a durat o veșnicie, a fost foarte mult timp până când am înțeles vocabularul din testimoniale, din materialele pe care le-am primit, Bobby ușor, folosiți-vă ochii, mintea, petreceți timp ca să vă îmbogățiți sufletul. Ceea ce voi puteți în 5 minute învăța, la noi durează și 2 ore. Și nu ne lăsăm, nu ne lăsăm. Și am spus că a fost foarte important că voi ați pus piciorul în locul unde evrei au suferit atât de mult. Mulțumim! Camila! Ai rămit! Și acum să le ascultăm și pe astea două fetele deosebite. Ramona, care este de asemenea deficiență de auz profundă, și Gabriela, care vorbește. Holocaustul este pentru noi un eveniment istoric important. Suntem recunoscători că am reușit să înțelegem mai bine ce s-a întâmplat în perioada Holocaustului prin activitățile desfășurate și panourile ce prezintă trăirile unor martori. Am înțeles câtă discriminare și ură a fost adresată câtevor minorități. Aceste lecții ne-au ajutat să fim mai buni cu cei din jur, să nu discriminăm și judecăm celelalte minorități. Pentru comunitatea noastră este un lucru bun faptul că am avut activități practice și vizuale, ajutându-ne să înțelegem cu ușurință istoria, dar și cum gândeau și acționau oamenii în trecut cu grupurile minoritare. Mulțumim! Ele sunt eleve în clasa 11-a, deci nu, doar 3 au cheia, n-au așa un rol mare și ne împodobesc poate clasa frumos. Așa trăim noi, așa ne exprimăm și suntem... Acești copii au răspuns de fapt la întrebarea ta. Eu aș vrea să mai adaug două cuvinte și apoi promit că tac și nu mai spun nimic până la sfârșit. Cred că două lucruri vreau să spun. De-abia după ce m-am întâlnit cu ei, am înțeles ce înseamnă să nu poți să comunici, da? Deci pentru mine întâlnirea cu acest grup a fost m-a ajutat să-mi dau seama că există o lume pe care nu o cunosc și la care nu am acces. Și această imposibilitate de a putea comunica cu ei în mod direct, pe mine m-a cam distrus timp de 3-4 zile până am început să îmi revin. Și apropo de ceea ce au spus antevorbitorii mei de la Liceul Special pentru Deficienți de Auz, cred că este relevant, ei au vorbit despre faptul că ne-au spus că discriminarea este negativă, că trebuie să fim toleranți, dar poate că noi ceilalți din această sală ar trebui să ne punem cu adevărat întrebarea cât de deschiși suntem în a accepta și a fi interesați de lumea lor și de nevoile lor. Da? Între noi și cei cu deficiențe de auz este o barieră de care cred că nici măcar nu suntem conștienți. Și ce să mai vorbim despre încercarea de a, sau dorința de a le face loc cu adevărat în lumea noastră. Vă mulțumesc foarte, foarte, foarte mult pentru că ați fost alături de noi în acest proiect. Foarte mult! Nu m-ați șocat, nu m-ați șocat.
Ceea ce vreau să zic nu este neapărat legat de relevanța acestei probleme în societatea noastră, dar este cumva mai mult despre proiectul acesta și cum poate să discute despre relevanța în societatea din Cluj. Și nu doar pentru mine, omul de rând, ci și pentru persoanele care sunt care deficiază de anumite simțuri. Da, care au anumite dizabilități. Cumva acest proiect este mult mai ușor de înțeles decât pentru persoana de rând, decât orice fel de alt element, deoarece pentru mine personal elementele de istorie orală sunt mult mai ușor de înțeles. Și aș vrea să zic că eu, ca și persoană, nu prea reușesc să găsesc legat de subiectul Holocaustului persoane cu care aș putea să învăț elemente de istorie orală. Adică la ce persoane ar trebui eu să merg să mă uit? Să mă uit la mama mea, să mă uit la tatăl meu, persoane care au trăit în perioada comunismului, persoane care au, așa cum a spus și, mă scuzați, v-am uitat numele dumneavoastră, domnul Laszlo Alexandru, în perioada comunismului nu prea s-a discutat despre acest subiect. Nu pot să merg să mă uit la ele. Singura persoană cu care am reușit să vorbesc acest lucru este doamna mea profesoară Ilariana, care, cum să zic, m-a luminat într-un fel despre acest, pentru că eu înainte chiar nu cunoșteam deloc. Și asta, eu, și nu numai eu, nu vorbesc pentru mine, cred că vorbesc și pentru colegii mei și pentru colegii de la alte școli și chiar pentru oamenii care acum sunt la muncă sau merg acasă cu mașina, că este mult mai ușor să mergi să citești acest afiș decât să cauți persoana de la care ar trebui să scoți informația. Mulțumesc. Mulțumim. Neapărat la microfon. Nu vreau să acaparez discuția, dar vreau să... Mulțumesc. Nu vreau să acaparez discuția, vreau doar foarte pe scurt să vă spun că sunt extraordinar de mândră de copiii de la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu. Le mulțumesc din tot sufletul pentru că s-au implicat atât de frumos în acest proiect, prin faptul că eu nu m-am ocupat în mod direct, doar am adus acest proiect participând și eu la un curs, așa am adus în liceu pe care îl conduc acest proiect. Și sunt extrem de mândră de ei și de faptul că, până acum, știți, se povestea și s-a împământenit, sper să greșesc ideea, că doar cei de la socio-uman, de la filologie, se ocupă de partea aceasta, de ceea ce înseamnă istoria. Mă bucur să văd că, cel puțin în echipa de la Onisifor Ghibu, sunt și matematicieni și informaticieni. Deci copiii văd altfel istoria, iar ceea ce a spus domnul inspector cu plăcuța e chiar o idee pe care poate că ar trebui să o preluăm. Iar acest proiect poate că ne-a ajutat și sper, adică nu mai poate că ne-a ajutat să vedem istoria altfel, în mod practic, că asta ne lipsește, partea practică. Mulțumesc! Mulțumim! Bună seara! Elevii Colegiului Barițiu au delegat, sunt foarte democratici. Și au ales cel mai tânăr reprezentant. Da, am primit un reprezentant, deci în fața acestui vid de logos o să vorbesc eu în numele lor și aș vrea să-i felicit și să le mulțumesc că au participat la acest proiect. Inițial, proiectul a fost foarte inedit pentru toți, dar inițial nu știam exact ce avem de făcut, dacă facem bine ceea ce facem. Ne-am mobilizat puțin mai greu, dar în momentul în care am început munca, în momentul în care elevii au consultat acea sursă primară, nu, care a fost acel jurnal, după aia s-a creat povestea de la sine. Am discutat împreună, după ce a făcut o primă variantă, am conceput împreună varianta finală, am trimis-o și rezultatul vedem fizic, practic, pe străzile Clujului, deci în spațiu public, acolo unde voiam să și ajungem. Deci vă felicit și să nu uităm că Holocaustul a fost foarte emoționant, ceea ce am văzut înainte. Holocaustul a fost despre, cumva, noi toți și în special despre o comunitate marginalizată, dar a fost și despre persoanele ca acești elevi,
da? Cu diferite deficiențe. Și acest aspect nu trebuie uitat. Acești oameni cu deficiențe au avut un, a fost o țintă clară a regimului nazist. Da? Și e vorba și despre ei, și implicit și despre noi, și despre cum îi tratăm noi. Acesta e, de fapt, gradul de maturitate a unei societăți. Se măsoară în cum tratăm diferite grupuri pe care anterior oamenii le considerau indezirabile. Da? Și, de fapt, procesul de democratizare și responsabilizare cetățenească vine tocmai în acest domeniu, de incluziune, diversitate și respect. Cam atât de la mine, eu vă mulțumesc. Sunt întrebări din sală pentru vorbitori? Eu vreau să completez doar o frază legată de persoana antevorbitorului, că nu s-a prezentat. Domnul profesor este doctorand, colega al meu mai tânăr de la Colegiul Național George Barițiu, Andrei de Lălău, care predă, începând cu acest an sau anul precedent, noua disciplină istoria Holocaustului, și este istoric la bază ca formație, dar această disciplină pe care o predă și în care s-a implicat este o cale științifică de dezvoltare personală pentru tinerii cercetători, pentru tinerii profesori care vin acum. Eu sunt gloabă bătrână, că deja de 30 de ani tot bat la ușile Institutului Elie Wiesel sau 20. M-a chemat domnul director Florian la sesiune de comunicări la București, așa că am, din experiența mea, imediat când am auzit că a venit să predea materia respectivă, l-am pus în legătură cu institutul și, dar ca sintetic, asta am vrut să spun, mă bucur că studierea Holocaustului și predarea acestei discipline, începând cu acest an, printre elevi, poate să deschidă noi cariere și noi direcții pentru tinerii profesori. Mulțumesc! Bună ziua! Numele meu este Răcășan Romeo și vreau să evidențiez faptul că noi trăim într-o societate în ziua de astăzi în care avem drepturi. Pe vremea dumneavoastră poate nu aveți acces la atâta informație. Noi avem acces la multă informație și trebuie să ne asigurăm că aceste lucruri nu se vor mai întâmpla și să conservăm și să consolidăm libertatea pe care o avem. Trebuie să conștientizăm faptul că s-au întâmplat și să căutăm, să citim și să explorăm cât mai mult. Am lucrat cu mare plăcere alături de colegii mei la acest proiect și cred că este nevoie ca în fiecare județ unde este posibil să se organizeze acest lucru. Și în încheiere aș vrea să spun că m-aș bucura ca mass media și dumneavoastră de la institut să mediatizați pe toate rețelele sociale posibile, să ajungă la cât mai mulți tineri și să vină să vadă proiectul realizat de noi. Mulțumesc frumos! Eu propun să încheiem așa, nu se poate, da, o variantă mai pozitivă cu privire la proiectul nostru. Ideea este minunată, nu știu dacă mă țin nervii să interacționez cu autoritățile locale din toate județele țării, dar ar fi minunat să putem face proiectul în încă 30 de județe. Bun. Mulțumim frumos! Vă invităm să vedeți expoziția și la să care ați contribuit. Și să-i aplaudăm pe elevii și profesorii participanți atunci când le vom da diploma de participare. Deci veniți cu noi, rămâneți cu noi. Mulțumesc mult și mă bucur mult că ați fost aici alături de noi.